Marina v-a rugat să o eliminați, să o ajutați să plece acasă. Și m-am ajutat-o. Socoteala de întârcoaia dacă să nu exact. V-ați dorit mult prea tare ca Bianca să părăsească această emisiune. Fie și pentru o săptămână, două, pentru că sunteți conștienți de câți susținători are Bianca acasă. Și sunteți conștienți de cât de votată este. Doar că Bianca spunea mai devreme că nu știe dacă și-ar mai dori să se întoarcă aici. Nu se știe niciodată, adică pot să stau acasă și să-mi dau seama că e mult mai bine decât aici. N-ai niciodată de unde să știi. Și pentru cine te-ai reîntoarce? Întrebam pentru un prieten de aici din casă, că noi suntem curioși cu reîntoarcerile astea întotdeauna. Ne-am păi mă întorc pentru același scop. Nu? Să-ți găsești pe cineva. Da. Pentru că nu am găsit pe nimeni și consider că cum am plecat și data trecută, nu mi-am îndeplinit scopul. Vreau să-mi îndeplinesc scopul și sper să... Sau dacă îmi găsesc pe cineva afară și rămân acasă. A, mai bine. Scuze, da. Da, ești conștientă că și dacă te vei reîntoarce la prima portiță, iarăși mare vot. Oare? Da, depinde. Și dacă se întoarce schimbarea? Da, depinde. Dar nu cred, nu cred. Dacă nu a reușit ea acum în 3 luni să se schimbe. Eu asta i-am spus eu în partea cealaltă. Că mi-aș dori să se schimbe, pentru că chiar am încurajat-o, poate să spună. Poate să facă mai multe. I-am zis, uite, eu de ce? Că și eu am fost doamna Andreea mereu favorit în casa băieților. Dar pe mine nu m-a ajuns nimeni. Nici contra, băieții ăștia se bucură și mă arunc în sus și dacă nu câștig. Tot băieții suntem și mă arunc în sus. A zis, cea mai mare mândrie și am spus, de ce nu faci și tu așa, că poți? Și a spus că ea nu poate să se impună. Eu vreau să știu câți dintre ei erau la vârsta asta, la 19 ani, cum erau ei la 19 ani. Păi da, Bianca, dar știi unde vii? Cum ți-ai asumat că ai 19 ani. Nu, dar vreau să spun cât de mulți ați fost ca mine. Păi, probabil toți am fost, dar în momentul la noi, la 19 ani, nu ne-am înscris o emisiune. Ei, genul ăsta, că știu că nu suntem capabili. Televizor, dar nu e asta o problemă. Dar nu am zis că nu sunt capabilă. Păi, nu ești capabilă, Bianca, să te faci înțeleasă, respectată și să te impui. Exact. Asta este. Și într-o casă unde trebuie să promovăm lucruri frumoase și puterea dragostei, noi suntem supărați pe tine pentru că tu întotdeauna ai încercat să aduci răutăți. Ca și acum, cu Raluca, că este cum este. Ca și în cazul meu cu Adrian, a spus că îi pare rău că din cauza mea a pornit bârfa cu nevasta, cu chestiile astea, da, care mă afectează. Adică i-ar fi putut să evite toate lucrurile astea și doar că ea le caută. Ea aici asta caută, din păcate, pentru că e vârsta. Câți dintre voi și-o doresc pe Bianca aici înapoi în această casă? Două persoane? Ăla eu. Bogdan? Eu nici nu mă mai bag în discuția asta, că deja, dacă ridic mâna, sunt judecat. Dacă las mâna jos, sunt judecat. Deci orice aș face, nu răspund la întrebarea asta și trecem peste. Eu mă gândesc la o chestie. Eu sunt prietena cu Bianca, nu zic. Nu sunteți prieteni, sunteți, vă înțelegeți bine. Da, foarte bine cu Bianca. Nu mai folosesc cuvântul prieten pentru că este un cuvânt foarte greu. Ideea e că dacă Bianca se va întoarce, o să se simtă foarte prost că la fiecare portiță ea va fi eliminată și nu vreau să mai suferi și nu mai... Atunci, dacă ea își dorește, eu nu mă pun simt pentru prost să vină înapoi. Te bucur că te duci acasă. Dar am stat 3 luni aici, adică... Și dacă am posibilitatea să mă întorc, probabil o să mă întorc. Dacă e să plec din nou, plec din nou și mă întorc, chiar vin pe capul vostru și tot așa. Nu scăpăm. Băi, dar nu-i vorba nici de bani. Nici, vă spun sincer. Și-a declarat averea la Obis. 10.500. Nu-i vorba de bani. Ideea este că dacă tu vii... Eu zic că dacă tu ai spune așa, băi, vreau să mă întorc pentru cineva, m-am schimbat, vreau să vă dovedesc că m-am schimbat, adică cred că ai apreciat. Păi pentru cine? Păi dacă ea are sentimente pentru tine, ar fi absurd să zică că se întoarce pentru Bogdan. Se relaxează să faci un spa și trec. Păi da, ea este conștient, Andreea, că între noi doi nu o să... Sau Alexandru. Ea știe că între noi doi nu o să fie niciodată nimic. Da. Cine și-o dorește pe Larisa înapoi aici în casă? Eu n-am nicio doar pentru Adrian. Și tu, Ricardo? Da. De ce? Să ți-o lase în pace pe Raluca. Nu, pentru Adrian. Să văd și eu. Dacă el îți dorește, ce nu? Să ce? Să râde, păi... Ce ani nu te dorești pe Larisa acasă? Mai bine te-aș trimite pe tine acasă, să fii cu ea decât să... Dar stai tu foarte de ce nu vă duceți acasă dacă tu vă iubiți așa? Noi vrem să luptăm, să arătăm aici. Păi și eu vreau să lupt, să arăt aici. Păi dacă n-ai luptat de prima dată, frate... Ce am luptat, frate? Ea nici nu vrea să lupte cu tine. Ce-l faci tu, poate discuție, că nu înțeleg. Păi nici nu vrea să fie cu tine, frate. De unde știi, frate? Păi știu că ne-a zis...
A zis peste tot. Când a zis, frate, peste tot? Tu a zis și când vorbea cu tine la telefon, a zis și mi se pare și la doamna Teo, că nu formați. Și dacă o sunăm acum și-ți dă rușine? Cum? Dacă o sun acum și-ți dă rușine. Dar n-are cu ce să-mi dea mie rușine, fata. Îți dă, crede-mă. N-are cu ce. Crede-mă. N-are cu ce. Femeia e mult prea inteligentă. Da, nu contează. Nu stăm aici să ne... cine mai inteligent. Vrei să-și milionar? Nu, n-am zis asta. Nu, nu, nu. E chestia că unii băieți mă desconsideră pe mine. De ce? Ceea ce privește posibila relație cu Larisa. Că eu nu aș fi capabil să pot avea o relație. Dar n-a zis nimeni că nu ești capabil. Țin minte că odată până să reintru în emisiune, că n-am spus pentru cine vreau să intru, am sunat-o pe Larisa și Larisa mi-a zis că să intru pentru ea. Era pe videocall. Da, îmi dau cuvântul de onoare. Și mi-a zis să și spun când vine în emisiune să se îmbrace frumos pentru mine. Pe, era pe față. Da. Făcea mișto de tine, frate. Da, eu zis o glumă. Nu știu, poți dacă tu vii, nu vii pentru mine. Sau nu știu cum a zis ceva să vin pentru ea, că se îmbrăcă. Era la Luca, lângă și-o trădea de Nil, trădea pe Erica cu Nilimba. Nu știu, mă, știu. Asta a fost glumă, nu a fost altceva. Era Luca, dar tu crezi că Larisa ar forma un cuplu cu Adrian? Da, știu. Da, chiar cred în ei. Pe cuvânt. Cine mai crede în posibila lor relație? Nimeni. Nimeni. Eu cred. Da, după știu cum e Adrian. Știu cum e Adrian și știu cum e Larisa. Și Adrian chiar... în afară de lucrurile urâte pe care voi le vedeți, are Adrian, un suflet foarte fain și te face să te simți foarte bine. Și te face să râzi tot timpul și știu că la Rizie asta îi trebuie. Și chiar se completează, nu cu mine, nu pentru mine. Zic cum e el ca persoană și cum îl văd. Ia auzi. Eu chiar îi vreau bine și chiar îmi doresc să fiu cu Larisa, pe din tot sufletul îți doresc. Bunul samaritan. Păi nu, eu doresc bine. Eu nu v-am dorit vouă bine. Vino aici, mă, la mine, te rog. Și eu v-am dorit. Mulțumesc de fapt, Daniela. Vezi, eu mă țin de cuvânt. Da. Să-mi dai, te rog... Pe cine va fi liderul în casă? O iau eu. Roxana e în măsură să ia... De ce? De ce eu? E cea mai așa, pe forță. Cea mai tank. Cea mai tank. În cazul în care, ferească Dumnezeu, nu te mai întorci. Cum a fost această experiență pentru tine? Vezi cât de mult te iubesc? Nu mă interesează. Stați să vorbim. Și cu avantaje și cu dezavantaje. Care sunt dezavantajele? Dezavantajele? Nu am câștigat de vreo două ori. Nu, asta. E un dezavantaj. Eu era Luca. Încetați! Puteam să spun până să ajungă și la emisiune că da, poți să ai încredere în persoane, dar mi-am dat seama că nu. Când e vorba de bani, nu se mai ține cont de prietenii, de absolut nimic. Te descrii pe tine? Dezavantaje. Am cunoscut anumite persoane care nu mi-aș fi dorit să le cunosc. Și... care sunt acelea? Sunt multe. Dar îmi pare rău de anumite persoane de aici. De cine îți pare rău? Nu, îmi pare rău de anumite persoane de aici că nu realizează anumite lucruri. Adică sunt persoane bune, dar își arată doar partea rea. Și care sunt câteva acelea? Persoane aici? Viorela, Ștefan. Toți. Cam atât. Vă zice numele în Mădălin. Vreo iubire. Face limbo din ăla? Adrian? Bine, Adrian. Hai că nu l-ai pus pe listă. Păi hai nu, că Marina cu Adrian... Nu te gândeai, la listă să-l pui. Nu, Marina cu Adrian sunt separat. Ai să le transmiți ceva? Înainte să pleci? Lor? Da. Păi o să mă întorc. Te așteptăm. Standard. Și o să vin mult mai bine, sper. Nu, cred că o să mai găsești pe unii dintre ei. Te așteptăm cu brațele închise. Probabil. Pe cine? Plus și... Ai zis că nici tu nu mai reziști. Da, am zis. Și am spus și băieților. Să te voteze? Nu, am zis că am avut o perioadă și cred că s-a văzut pe mine cum am comportat în emisiune. Am avut o perioadă când am zis că nu-și mai are rost. Dar să vedem. Acum că lucrurile se mai schimbă, mai vin concurente noi,
Și pe Andreea, după două luni de zile când n-am mai intrat nicio fată, mi se luase și mie, zic, mă duc acasă. Nu sunt alea potrivite, Madalina. Poftim? Dacă nici următoarele două nu sunt, nu. Păi da, dacă nici următoarele două, am zis, nu sunt potrivite, sunt acasă direct. Vorbesc foarte serios. Și dacă plușii nu pleacă, cred că mă iau de mână cu ea și plecăm. Dacă... Cum? Dacă plușii nu pleacă până una alta, mă iau de mână cu ea și plecăm amândoi descalificați, cum am zis, cu acea poză. Lăsați-mă să vă fac eu poza, vă rog. Păi și bani. A, tu ai procent? A, iertați-mă. 50-50. Fac eu cu bani. Păi am să-i cumpăr pastera Lucăi. 2000 de euro. Bianca. O remorcă. Lui Madalina, ai să-i spui ceva înainte să pleci sau ai spus suficient? Nu, că am vorbit. Am vorbit eu, tu nu mi-ai spus nimic. Zi-mi tu ce ai să-mi zici. Dar nu-ți găsești pe nimeni până sunt alții. Nu, stai că nu a spus nimic. Nu, nu am nimic să-i spun. Îți dorești să treacă toate sentimentele pe care le ai pentru el? Da, o să treacă. Pentru că sunt... Cu siguranță o să treacă, dar îți dorești să treacă? Da, foarte mult. E normal, ajunge acasă, știe ea ce are de făcut. Aici... Nu, dar până în prezent, față de sentimentele pe care le aveam față de el acum 2-3 săptămâni, în momentul de față. M-a sunat ea de Crăciun, dacă nu vii, te atent că aveam cu cine. Fraiere. Acum cred că nu mă mai așteaptă. Ai pierdut trenul, gata. Bun. Bianca, da. Să te pup înainte să pleci. Oricum știu că o să te întorci. Așa că ne vedem peste o săptămână, două, cam așa, nu? O să te las să ții la revedere de la ceilalți concurenți. O să te rog să ții poza după ce ții la revedere și să părăsești casa Puterea Dragostei. Mă obișnuiești. Iar tu, Marina, vreau să te gândești foarte bine până mâine la ce decizie ai de gând să-mi transmiți. Dacă pleci, pleci doar descalificată de aici. Nu te vei mai întoarce niciodată. Ești sigură? În sezonul următor? Nici. Așa pedeapsă? Da. Ca să te înveți. Dar pe mine mă primești în sezonul următor. Gândește-te bine. Vă rog mult de tot, aici nu ne jucăm. Vă rog din tot sufletul meu. Nu vreau să vă mai jucați. Vă rog eu mult de tot. Vreau, chiar vreau să arătăm acasă puterea dragostei. Vreau să se vadă puterea dragostei. Tot vrem și tot vrem. Vă rog din tot sufletul meu. Vă mulțumesc enorm, Viorela și Ștefan, Andy și Roxana, vă mulțumesc din tot sufletul. Raluca și Adrian, până când v-ați despărțit, vă mulțumesc din tot sufletul. Andreea și Alexandru, sper să fiți pe drumul cel bun, Doamne ajută. Vreau să văd puterea dragostei, pe cuvântul meu. Vă rog, Marina, am văzut-o și la tine. Degeaba, nu mi-am mintit, te rog. Ai avut și tu niște scâlpiri. Mi-au la revedere de la voi, Bianca, ia-ți și tu la revedere de la ei. Sigur. Să te pup. Adică, ne vedem. Ne vedem. Paolo. Să nu mai pup pe urâtul ăsta. Nu, să mai pup pe urâtul ăsta. Pa! Vreau să-i transmit că o persoană ca mine nu o să mai întâlnească, pentru că eu aș fi călcat și pe cadavre pentru el. Și îmi pare extrem de rău că nu a înțeles niciodată ceea ce am simțit pentru el. Iar dacă o să mă reîntorc, o să mă reîntorc cu alte sentimente față de el. Thank you.
de showbiz tot. Nu e de showbiz. Hai, mă. Măi, la tine tot de imagine e. Vezi. Nu te juca cu cuvintele. Eu zic să nu te joci tu cu mine, Raluca. Și dacă ți-aduc aici două imagini? Adu-mi. Pleci acasă. Păi, tu știi unde sunt adevăratele dovezi? Unde, frate? La noi. Adrian, Andy, afară. Bogdan, afară. Păi eu n-am vorbit prostii. Afară! Tu, ce afară, acum! Întreb pentru ultima dată. Marina, alegi să pleci din Casa Puterea Dragostei prin descalificare?